Există situații în care alegerea unui element dintr-o primă listă de rulantă stabilește elementele unei a doua liste. De exemplu, dacă într-o primă listă se alege clasa, elementele cele de a doua liste trebuie să conțină doar elevii care fac parte din clasa respectivă. Pentru a realiza acest lucru se parcurg următorii pași. În primă fază se selectează zona care conține numele claselor și se denumește această zonă, de exemplu, clase. După stabilirea numelui, se apasă tasta enter. Și apoi vom selecta zona care conține elevii fiecarei clase și vom denumi aceste zone cu numele clasei. De exemplu, această zonă conține elevii clasea a 9 deci vom denumi această zonă 9 Roman. Aceștia sunt elevii clasea a 10-a. Acestea sunt elevii clasea a 11 -a. Și aceștia elevii clasei a 12. Și acum va trebui să introducem lista de rulantă. Vom selecta celula C8, vom accesa meniul Data, Data Validation, vom stabili faptul că este vorba de o listă, iar la sursă vom scrie egal și numele zonei care conține numele claselor. Această zonă am denumit-o noi clase. Executăm click pe butonul OK și acum în elementele primei liste observăm că sunt trecute numele claselor respective. Pentru a crea dependența dintre selecția din celula C8 prin intermediul listei de rulante și elementele celei de-a doua liste, vom proceda în felul următor. Selectăm celula D8 în care ar trebui să avem o listă derulantă cu elevii clasei. Vom accesa meniul Data și apoi Data Validation, stabilim faptul că este vorba de o listă, și aici nu putem introduce direct numele zonei, deoarece nu știm ce clasă a fost selectată în celula C8. Pentru acest lucru vom folosi funcția indirect. Și, ca argument pentru funcția indirect, vom stabili conținutul celulei C8. Executăm click pe butonul OK. Suntem avertizați că ceea ce am scris noi conține o eroare. Vom ignora acest lucru. Vom acționa butonul Yes. Și acum selectăm în prima listă clasa a noua și vom observa că în a doua listă regăsim doar elevii din clasa a noua. Pentru a stabili conținutul acestor liste în mod dinamic, adică să putem adăuga sau să ștergem elemente din listă, nu mai putem folosi metoda offset. În schimb, putem folosi transformarea acestei zone în care am scris elementele listelor într-un tabel. Pentru a realiza acest lucru, voi proceda în felul următor. Voi selecta zona în care sunt trecuți elevii clasei a 9 și voi acționa combinația de taste Ctrl T. Apoi voi executa click pe butonul OK. Astfel, această înregistrare s-a transformat într-un tabel. Voi denumi acest tabel TBL 9. Voi repeta acești pași și pentru înregistrările pentru celelalte clase. Iar acum voi deschide un utilitar al aplicației Microsoft Excel numit managerul de nume pentru a crea referințe către aceste tabele. Acest manager de nume îl găsim în meniul Formulas și apoi opțiunea Name Manager. În acest utilitar regăsim atât tabelele pe care noi le-am creat, cât și zonele create anterior și denumite anterior. Pentru fiecare zonă o să creăm referințe către aceste tabele. De exemplu, pentru tabelul 9 o să ștergem această referință și o să scriem exact tabelul pe care l-am creat anterior, adică TBL 9, paranteză deschisă pătrată și denumirea zonei. Deci se va referi la zona numită 9 roman. Și închidem paranteza. Voi repeta acești pași și pentru celelalte tabele. În acest moment, în prima listă derulantă, avem selectat elementul 11. Deci, în a doua listă, ar trebui să regăsesc doar elevii din clasa A11. Să încercăm acum adăugarea unui elev în clasa A11. L-am denumit elev adăugat și acum, dacă ne întoarcem la lista derulantă pentru elev, o să vedem acest element adăugat în elementele listei.